intitulează Biserica în cetate, studii de ecleziologie ortodoxă. Această carte face parte din colecția Titorii, Cartea ca biserică. Vreau să vă prezint și persoane care vă lua cuvântul astăzi. Avem și un invitat special, domnul Teodor Paleologu. Pe domnul Marius Maximeanu, care va lua și întâlnit cuvântul. Și nu în ultimul rând, autorul domnul Petre Zan. Ar vrea să-i dau cuvântul mai întâi domnului Teodor Paleologu, care va discuta. Da? Bine, atunci deschidem cuvântul domnului Marius Maximeanu. Ne-am revăzut. Aș vrea să vă spun că sunt foarte bucuros ca în această colecție pe care am făcut-o acum aproximativ un an de zile și unde a mai apărut Teodor Baconschi de pildă, noi Augustin Ioan, care se lează împreună cu Episcopul Hristos Bogos de Etna, o carte foarte interesantă despre arhitectura creștină. Iată că domnul Petre Guran a acceptat să vină cu o primă carte. Este cartea mea de debut. Trebuie să-l felicităm și sigur că așteptăm cu interes să fiu dezamăgit de doctorat, care este și ceva de conținut de azi. Petre Guran, vreau să spun că este prieten și am reușit să alături de toate Paleologul, să ia colaboratorii cu Cristian în urmă la Devor Literar și Artistic, unde începusem o revistă cu o atraliură creștină. Dar este vorba despre un alt fel de creștinism și aici toate Paleologul, cum da mai devreme, destul de puțin prizat. Ca dovadă și numărul mare de participanți astăzi. De ce? Fiindcă intelectualii și biserica au avut de-a lungul timpului relații firești în cultura, în lucrul bisericii s-a format și în mine. Și Petre face un excurs în istoria bisericii, cartea sa, el fiind specialist în tine, poate, în istorie bizantină. Dar, pe de altă parte, știm foarte bine, mai ales prin 89, au fost îndelunge discuții polemice pe tema aceasta a intelectualii și biserica. Cartea lui Petre Guran, aș putea să spun, ca să parafrazez un motto la modă, este oglinda cercetării bine făcute. El face lucrurile cum trebuie și le-a făcut atâta cât am reușit să-l cunosc de câțiva ani, lucrurile excepționale, mă refer întâi de toate la școala de la Bunești, pe care o conduce alături de soția sa, Ana Maria, și unde face lucrurile excepționale. Studiile sale, o parte dintre ele, regăsite în această carte, punctează, subliniază sau elucidează câteva teme foarte importante, chiar dureroase, ale Bisericii Ortodoxe. Și stilul în care scrie Petre Guran, dezvoltă, este vorba despre o dezvoltură duhovnicească, spirituală, care ori întâlnită în discursul ortodox, contemporan în progres. Din păcate, nu ne o bucurie să descoperim acest lucru. De aceea și audiența este împărțită. Avem acea latură de conservatoare a bisericii, chiar dacă are ori o studii serioase, dar care nu știe să guste, să se deschidă spre valorile bisericii universale, bisericii primare, de la care creștinismul niciodată nu s-a rezis. Care sunt câteva dintre temele importante? Vorbește în această carte de pildă despre a treia romă și vorbește ca puține alții. Este un expert, aș spune, pe
spațiul acesta. Vorbește despre etimologia lui Isichia. Vorbește despre implicarea în politica bisericii, iată o teologie minte. Și ce important ar fi ca cei care se cam află întreabă de cele mai multe ori și apare în media, să răsfăiască măcar această carte, fiindcă către curat spune cu atribuie de notem și în același timp foarte, foarte documentat. Cred că acest volum, dacă ar fi promovat și descoperit nu numai de teologi, dar și de analiști politici, ar putea să fie un punct de reper pentru aceste câteva teme măcar. În ceea ce privește teologii, eu cred că este foarte important ca oamenii din această specie care le aparține și pe trecura și care cred eu că au avut precursori în perioada Pântului Aprins. Îndrăzesc să vorbesc despre lucrul Aprins, când m-am ocupat îndelung de acest subiect și coordonez chiar o colecție intitulată Arhiva Lucrului Aprins la altă cultură. Este un studiu de suflet pentru mine. E bine, acești oameni care s-au lăsat, au îmbrățișat de această îmbrățișare, să spunem, între teologi și intelectuali, nu înseamnă că, să spunem, Părintele Stăniloae sau chiar Părintele Sofian n-a fi fost intelectual, mai ales Părintele Benedict, în niciun caz. Dar iată că ei au creat un stil, au creat o școală mult mai mult decât atât, evident, înseamnă Lucrul Aprins, care, cred eu, poate fi oglindit, se poate regăsi până zilele noastre. Există valuri de discipoli, de ucenici. Cred și pot să susțin cu argumente acest lucru. Spiritul, Duhul Drumului Aprins, nu s-a risipit și Petre Guran este unul dintre demnii urmași ai acestei lucruri, prin discursul sau prin prezența sa în cetate, fapt pentru care trebuie să-i mulțumim. Și cred că este o mare șansă ca domnul Petre Guran, la Facultatea de Teologie din Iași, este o mare șansă pentru Biserica Ortodoxă, că oameni de o asemenea calitate, Petre Guran și-a susținut doctoratul în Franța, la oameni de o asemenea calitate predau în mediile care au cea mai mare nevoie de acest discurs și de o astfel de pregătire. Cred că trebuie să le fim recunoscători și lui Petre Guran și lui Toader Paleologu, că s-au întors în țară, în Bulgarisme. Că sunt alături de noi, fiindcă, practic, ceea ce a dat mai mult această țară, din păcate, a cap plecat în diaspora. Și mă rog că măcar din 5 ani sau din 4 ani ne mai ajută esențial cum s-a văzut. Eu găsesc o apariție foarte tonică această carte. Cred că va avea un destin al ei, orice carte are destinul ei, un destin important. De ce? Fiindcă în mod normal, orice teolog care se respecta trebuie să o studieze cu creionul în mână pentru anumite teme pe care, despre care Petre Guran vorbește exemplar. Și nu în ultimul rând, vreau să închei, aș vrea să vă spun că este undeva un capitol care vorbește și despre, de altfel, un paragraf a fost reprodus și pe coperta 4 a cărții, despre implicarea bisericii în cetate și în registrul acesta al activităților de caritate. Și este o trimitere foarte importantă la Sfântul Vasile cel Mare. Spune Petre Guran, geografiile politice și culturale măcinate de istorie sunt ridicate prin sfințenie la rang de geografie sacră. A ridicat pe umeri o asemenea sarcină
program catehetic, caritativ și duhovnicesc al Sfântului Vasile cel Mare, este o provocare istorică prin care, privind în urmă, privind cred că prin această carte și prin petrecura și prin oameni de calitatea sa, Biserica Ortodoxă Română poate privi cu optimism. La Steanu și acum să-i dăm cuvântul și la Maneologul, pentru a ne spune cumva. E o carte absolut pasionantă și foarte variată, pentru că avem în acest volum și studii istorice, foarte solide, dar și articole despre un eveniment singular, cum e, de exemplu, un scurt articol, foarte scurt, despre ceremonia de instalare a noului patriarh în 2007. Dar avem o paletă, cum spun, foarte largă de studii. Unele sunt pur științifice, altele poartă marca angajamentului bisericesc al lui Petre Guran. Unele sunt texte angajate, să spun așa. Uneori aceste texte angajate au un aparat științific foarte solid, cum este faimosul articol care a provocat imense valuri, chiar un tsunami, în presa vremii, despre autocefalie și integrare europeană. Nu pot să uit, eram la Berlin, asta se întâmpla în 2005, și deschizând computerul într-o dimineață, văd pe prima pagină, în ziarul Ziua, poza patriarcului de atunci, a patriarcului Teotis, și a lui Petre Guran, unul lângă altul, ceea ce mi s-a părut extraordinar. Nu mi s-a întâmplat să fiu pe aceeași pagină, pe prima pagină, cu patriarhul, sau mă rog, cu șeful statului, poate mai degrabă în cazul meu. Deci sunt puțin invidios pentru această consacrare nemaipomenită. Dar titlul mare de o șchioapă era de genul o nouă erezie macină măruntaiele bisericii. Și alături era figura absolut inocentă, de miel duhovnicesc al lui Petre Guran, care enunțase niște idei, de aminte destul de benigne, despre cât de bine ar fi să reactivăm, să spun așa, legăturile noastre cu Patriarhia Constantinopolului. Da? Asta era teza, că în contextul în care Turcia intră în Uniunea Europeană, Patriarhul Ecumenic redevine un actor eclezial extrem de important pe plan european și atunci am avea noi interesul să facem această repoziționare strategică care se bazează pe faptul că Patriarhul României este și locțiitor al Capadociei, nu? Al Cezarei Capadociei, ca să cităm exact din titulatura întâi stătătorului Bisericii Ortodoxe Române. Sigur, după părerea mea, este un exemplu de gândire utopică, dar care dă naștere la texte minunate. Absolut superb acest text al lui Petre Guran, însă e o utopie, cred eu. Însă, cum vă spuneam, în acest volum avem texte de o foarte mare varietate. Unele sunt foarte novatoare, aș spune, da? Sunt texte despre sacralitatea puterii imperiale, da? Un lucru pe care asupra căruia am fost foarte îndelung instruit ani de zile, de vremea când studiam amândoi la Paris și cunosc toată, cum să spun, gama de aureole, da? Aureolele rotunde, aureolele pătrate, și semnificația lor, da? Și e o chestiune extrem de interesantă și în care Petre Guran chiar este novator în legătură cu reprezentarea vizuală a sacralității puterii. Da? Este o temă importantă
atât în teza lui de doctorat, cât și în memoriul de etuda profondii. Această temă pasionantă a sacralității puterii n-a reluat lucrarea de masterat, cred că era despre moaște, despre cultul moaștelor. Este un mare specialist în moaște, în aureole și mitre, care tot așa e extrem de interesant să citești ce spune Petre Goran despre geneza mitrei și simbolistica mitrei, felul în care, de fapt, mitra reprezintă transferul de putere dinspre Imperiul Bizantin de cădere, în pierdere de putere și transferul de putere către Biserica Ortodoxă, către Patriarhul Constantinopolului. Asta este un studiu pe care îl recomand în mod special, Originile Bizantine ale Ortodoxiei, ale Ecleziologiei Ortodoxe, în acest text mă rog, îți putea urmări ce v-am spus acum, care reia, cum vă spuneam, studii universitare importante ale lui Petre Goran, pe care sper foarte mult să le putem citi și în românește, mă rog, eu le știu din teza de doctorat, pe care am și citit, am și ascultat-o multă vreme, după cum și Petre cunoaște în amănunt teza mea de doctorat. De aminte, remarcă cu mare satisfacție că o citează la pagina, nu mai știu exact numărul paginii, pentru că știe cât sunt de sensibil la chestiunea asta a citatului din opera mea. Și mai este tot un alt studiu din același registru pe care vi-l recomand în mod special, cel despre a treia Romă. Care e un subiect de maximă actualitate în zilele noastre și atât Petre Goran cât și eu ne-am ocupat de gândirea din spatele noțiunii de a treia Romă. Locul noțiunii de a treia Romă în esatologia ortodoxă, felul în care această idee se aseamănă cu idei similare din Occident, da? Pentru că nu este o idee cu totul singulară. Are un destin poate singular, faptul că a treia Romă a devenit începând cu secolul XIX un standard al panslavismului și al slavofiliei. Dar Petre Goran arată cu multă grijă și cu multă știință de carte cum a apărut această idee în secolul XVI, niște scrisori ale unui călugăr din Pskov, Filotei, către Ivan, dar și către Munechin. Da? Un om de afacere, îmi spune astăzi. Munechin era un negustor care, de fapt, reprezenta puterea moscovită. Da, deci avem, mă repet, de-a face cu o carte extrem de variată. Uneori sunt texte științifice, cum e acest text despre a treia Romă, care au o mare relevanță în actualitate. Da? Deci ăsta nu e un text angajat. Texte angajate sunt altele pe care le-am evocat, cum este autocefalie bisericească și integrare europeană. Acesta este un text care cu alegerea mitropolitului. Da, bun. Este o chestiune mai degrabă de politică bisericească, să spunem așa, prin ghilimele. Însă textul cel mai angajat, după părerea mea, este acesta despre autocefalie bisericească și integrare europeană. Deci dacă vreți să-l cunoașteți pe Petre Goran în sensul că ce zace în el, da? Ce și-ar dori el să vadă, este un fel de utopie post-imperială, să spunem, de revenire la ceea ce era în Commonwealth-ul bizantin, patriarhul ecumenic. Asta este, să spunem, visul cel de taină al lui Petre Goran, pentru că în sufletul acestui savant riguros este și această, acel mic Don Quixote sau mare Don Quixote al Ortodoxiei,
care din păcate nu este suficient ascultat, pentru că Don Quixote are dreptate, nu mocofanii din jurul lui, da? Nepoata, preotul care ard cărțile în povestirea lui Cervantes. Însă, cum vă spuneam mai devreme, uneori tocmai textele riguroase, științifice, au o relevanță maximă pentru noi, pentru cei de azi. Acest exemplu al textului despre a treia Romă mi se pare foarte elocvent. Avem și texte care țin, să spun așa, de filozofia religiei, cum este un text destul de lung despre René Girard, marele antropolog francez, autorul teoriei despre violență și sacru. Și aici vedem o influență importantă asupra gândirii lui Petre Goran. Am putea vorbi destul de mult despre ce înseamnă această influență, ce constă gândirea lui René Girard. Este o gândire, parcă a rezuma la maxim, care, cred eu, pune în evidență ceea ce creștinismul are diferit față de alte religii, felul în care creștinismul demontează mecanismul țapului ispășitor, care este mecanismul fundamental, spune René Girard, în toate celelalte religii ale lumii. Mai avem un text, exemplu, care mi se pare foarte clarificator despre isihia, despre ce înseamnă liniștea sufletească. E un text, aș spune, didactic. E un text didactic și el însuși liniștit. Da? Un text despre despre toate valențele unui termen, acela de liniște. Și iarăși vedem aici o legătură interesantă între studiul etimologic și considerațiile istorice. Deși un text, aș spune, poate secundar în arhitectura cărții, mie mi-a plăcut foarte mult pentru că vedem, pentru că recunosc spiritul, cum să spun, aproape arheologic al lui Petre și asociațiile de idei pe care totdeauna știe să le facă. Și cei care îl cunoaștem, și cred că în audiență aproape toți îl cunoaștem foarte bine, știm că este un adevărat guru când e vorba să predea. Este un profesor născut, un fel de, de ghid spiritual, nu numai un profesor. Asta e poate diferența între noi. El este un ghid spiritual, eu sunt doar un profesor în sensul de antrenor, să spun așa. Și e un om care își pune întrebări, întotdeauna anticipează întrebările pe care le-ar putea avea cititorii sau cursanții. Este un savant și un om de credință totodată. Da? Și această, foarte mult din personalitatea lui se regăsește în carte, atât în textele riguros științifice despre care vorbeam mai devreme, cât și în celelalte texte pe care le-am evocat foarte pe scurt. Îmi dau seama că am uitat să evoc un text care pentru noi are niște amintiri de-a dreptul epice, și anume sursele teologice ale iconografiei exterioare. Este vorba despre o recenzie laudativă, spune, la o carte a unui celebru pictor român, care a scris o carte despre picturile exterioare ale mănăstirilor din Nord, și nu pot să uit că s-a lăsat cu niște zbierete îngrozitoare această, mă rog, din partea autorului recenzat. Am putut vedea în Petre, cum spuneam mai devreme, un mielușel, da, care este gata să fie sacrificat de către un autor indignat. Însă este un text care mie mi se pare absolut pasionant. L-am citit atunci, l-am recitit acum, e foarte frumos și spune lucruri absolut fundamentale despre pictura exterioară a mănăstirilor din nordul Moldovei.
consider că am făcut așa un fel de survey acestei cărți, deopotrivă foarte variate, pasionante și care pentru mine, ca prieten, mai presus de orice, exprimă personalitatea absolut atașantă a lui Petre Gura. Mulțumesc mult! Frumoase și să-i dăm cuvântul și autorului. Mulțumesc mult celor doi prezentatori ai volumului pentru cuvintele foarte frumoase și încurajatoare pentru mine. Asta înseamnă că merită să mai păcătuiesc scriind. Eu aș vrea doar să evoc o continuare posibilă a ultimului capitol, cel despre educație, în care spuneam monopolist, etatistă sau liberal confesională, și în care făceam o pledoarie pentru liberalizarea chiar puternică a învățământului de toate gradele, și începând de la învățământul primar până, evident, la cel universitar, în numele libertății de credință și în numele libertății de conștiință. Iată că un eveniment din toamna aceasta, și anume decizia Curții Constituționale de a abroga caracterul obligatoriu, adică normativ, al studiului creștinismului, ne arată că intuiția mea era corectă. Că tendința, statul modern are o ideologie pe care o exprimă puternic prin sistemul educațional, nu mai o exprimă, ci o impune. Cât de efemer a fost această încercare a Bisericii de a se atașa nucleului ideologic al statului modern. N-a durat mai mult de 20 și ceva de ani. Ce se întâmplă? Care este răspunsul posibil la această decizie a Curții Constituționale din punctul de vedere al acestui articol din carte? Este un denunț al caracterului obligatoriu al tuturor celorlalte materii. Niciuna dintre materiile de studiu nu au vocația să fie obligatorii pentru cetățenii României, sau României, fiindcă suntem în acest context. Și mai ales nu științe sau materii care au un conținut ideologic evident, cum este biologia, care are la bază evoluționism. Evoluționismul este o ipoteză științifico-filozofică foarte discutată, nici pe departe demonstrată, dar care se află în opoziție clară cu viziunea creștină asupra lumii și care rămâne o materie obligatorie. Aici ar trebui imediat reacționat, spunând biologia nu poate fi materie obligatorie din perspectivă evoluționistă. Ea trebuie lăsată opțional, fiecare să studieze ce vrea. Despre asta este vorba. Neutralitatea statului înseamnă ieșirea statului din stabilirea unei norme științifico-culturale, unei paradigme științifico-culturale. Deci dacă istoria creștinismului nu este o materie obligatorie, deci care face parte din normă, nici biologia nu are de ce să fie o materie obligatorie, și aș spune mai departe, nici istoria națională, așa cum a fost concepută ea de național comunism, ci care rămâne paradigma din școlile noastre. Și chiar dacă la Târgu de Carte Gaudeamus sau în alte părți vorbim despre Neagu Giuvara și despre viziuni alternative ale istoriei naționale, despre Lucian Boia, când ajungi la manuale și la ceea ce se predă în clasa 4-a sau în clasa 5-a, avem un vulgata stupidă a național-comunismului. Și
Deci aici, cu adevărat, ar trebui, deci, militat ca acest tip de istorie să nu fie obligatorie, pentru să poți să nu înveți aceste și prostii și neadevăruri și, în cele din urmă, deci o producție ideologică de proastă calitate ale unor autori de foarte proastă calitate ei înșiși și... deci, iată, ăsta este răspunsul, liberalizarea până la capăt a învățământului în fața evenimentului care s-a întâmplat, deci decizia Curții Constituționale de a abroga caracterul obligatoriu al studiului istoriei creștinismului. E foarte important să înțelegem că dacă, într-adevăr, Bizanțul renăscut în orice formă este o utopie, cum spune toate paleologul, fie Bizanțul imperial, fie Bizanțul bisericesc, Bizanț d'église, spune Iorga la un moment dat, în Bizanț, avre Bizanț, rămân utopice, atunci singura cale de a apăra libertatea individului, cele din urmă, este de a combate proiectul ideologic al statului modern, al moderniștilor, modernizatorilor, cu orice preț, prin propriile lor instrumente, care sunt liberalizarea și dreptul, deci, de a-ți alege formula culturală și spirituală pe care vrei să o transmiți copiilor tăi. Iată de ce întâmplarea face că ultimul capitol din carte devine de o extremă actualitate, fără să fi bănuit la momentul în care am scris-o. Cu această pledoarie sper că v-am făcut curioși pentru celelalte capitole. Mulțumesc mult încă o dată celor doi prieteni, Fader Paleologu și Marius Vasileanu, pentru cuvintele frumoase, pentru efortul de a citi cu atenție acest volum și sper ca și dumneavoastră să vă bucurați de această lectură. Vă mulțumesc! Și pe domnul Petrecuran pentru că a scris această carte. Acum, dacă vrea să mai intervine cineva, dar da, avem pe ceva. Mulțumesc. Cristian Gheorghe, mă numesc. Eu aș vrea să vă mulțumesc în primul rând că ați scris-o și pe prima carte pe care o publicați, cunoscându-vă de la cursurile care se va la locul. Te-am întrebat cum s-a întâmplat să nu aveți nicio carte până acum, pentru că aveți, așa cum spunea și toată paleologul, aveți clar o carție de ghid spiritual și cred că, așa cum eu găsesc o îndrumare în cursurile de istorie a religiilor pe care le țineți, așa cred că sunt foarte mulți oameni citiți care au nevoie să găsească niște răspunsuri la întrebări pe care le au și nu știu de unde să le ia. Așa că, încă o dată, vă mulțumesc pentru asta și aș vrea să mai remarc că vis-a-vis de conținutul cărții, mi se pare foarte interesant ceea ce spuneți în legătură cu politica de resurse umane a bisericii. Că ar fi foarte bine să se apropie de viața laică și mi se pare foarte interesant ca laicii să poată să gestioneze zona economică a bisericii și să-i lasă pe membrii clerului să se ocupe de cele spirituale. Mulțumim frumos, mulțumesc și eu celor prezenți. Bine, da, mă avem o... Domnul a mai publicat. Asta e singura carte pe care a scris-o numai el. Da? A mai e o carte foarte interesantă, la Umbrăra Geograf. Unde i-a apărut? De la IMS sau la... La New York College și mai era cealaltă carte
descrie, dar e tot un volum colectiv pe care l-a coordonat, despre moștenirea bizantină, l'Héritage de Byzance. Ah, da, Ecole Française d'Athènes, ça sonne très bien. Asta este prima carte 100% scrisă din capul lui. Da? Celelalte au fost coordonate de el și mai cu seamă de sa de doctorat, o așteptăm cu toții, dar eu știu cât de greu e cu traducerile românilor. Da? Deci ar putea să mai așteptăm destul de mult, dar Petre Goran are o viziune bizantină despre timp. Totul e relativ în raport cu eternitatea, deci cine știe când va apărea teza lui românește, așa cum nici teza mea în românește de-a lui de n-a apărut, că deja susținut-o în 2001. Da, vreau să mai spun ceva, nu în apărarea mea, dar sigur că în viziunea unui cercetător științific, ceea ce contează sunt studiile publicate în reviste de prestigiu. Și, deci, dintre care studii unele sunt cât un sfert de carte. Dar, deci, asta, mare parte din ceea ce am scris în franceză și în engleză, deocamdată. Așa că, încă rămâne să recuperez pentru publicul românesc o bună parte din ceea ce am gândit deja, chiar dacă nu în forma în care am scris-o în deci am un program destul de încărcat în această privință. Mulțumesc! Am o întrebare, intervenție aici. Marian Hociung, am o întrebare pentru dumneavoastră. Odată cu venirea fanarioților, structura ierarhică a fost dublată cam necanonic, ceea ce înseamnă intervenție asupra conducerii bisericii. Apoi, timpul instaurării regimului, regulamentului organic, iarăși ierarhia a fost decapitată oarecum. La venirea lui Cuza, ierarhia a fost iarăși decapitată. Venirea comuniștilor, ierarhia a fost iarăși decapitată, pentru că până și în 1990, la două săptămâni după Revoluție sau Loviluție, să încerce iarăși o decapitare a bisericii. Ce face atât de periculoasă ierarhia acestei biserici a noastre ortodoxe, care e considerată mai mult spirituală? O biserică mai mult spirituală decât a plecată spre pământesc. Ce o face atât de periculoasă în fața diverselor regimuri? Mulțumesc! Cred că ceea ce am evocat mai devreme, cazul fanariot este diferit. Acolo sunt o altă logică istorică. Dar acolo unde aveți dreptate este să identificați aproximativ aceeași logică în cazul persecutării mitropolitului Grigorie Daspăr, al țării românești, deci în timpul ocupației rusești a principatelor, a mitropolitului Sofronie Miclescu, deci care este chiar omorât, se poate spune în orice caz, moare în urma maltratării, deci arestării și maltratării la ordinul lui Alexandru Ioan Cuza și, în al treilea rând, cum am spus, la instalarea regimului comunist. Deci, ce este comun este că toate aceste intervenții violente ale puterii statale împotriva bisericii se fac în unei viziuni ideologice diferite, radical diferite, în opoziție cu viziunea despre lume și societate a bisericii. De multe ori, sigur că rezistența vine și în cazul lui Grigorie Daspăru și a lui Sofronie Miclescu și a episcopilor decuși în anii societoanilor 40, anii și anii 50, dintr-o opoziție, inițial, zicem, mai timidă, dar pe urmă mai radicală. Deci există, putem vorbi și de o reacție a bisericii. Sofronie Miclescu, spre exemplu, a pus să bată toate
clopotele din Mitropolia Moldovei să bată amort, cum se zice, în momentul în care Alexandru Ioan Cuza deci își anunță reformele privitoare la biserică. De asemenea, există și exemple de rezistență în cazul episcopilor din perioada de instalare a comunismului. Acum, mai este și o altă motivație, aceea de a intimida. Deci toate aceste puteri, atacând capetele și mai ales figurile importante ale potențiale opoziții la regimul care vrea să se instaleze, intimidează și, sigur că, reduc la tăcere, sau speră să reducă la tăcere pe ceilalți. Aici este foarte clar că situația mitropolitului Irineu Mihălcescu, care a fost desemnat ca o victimă predilectă a puterii comuniste, fiindcă era un om foarte învățat, era un ierarh erudit, vorbitor și scriitor în limba germană și în limba greacă, și care dăduse semne clare că nu este dispus la niciun compromis. Deci el trebuia eliminat din prima pentru ca ceilalți ierarhi să înțeleagă că nu e de glumă cu noul regim. Irineu Mihălcescu mai avea și o altă caracteristică. El înțelegea că tipul de promovare bisericească pe care îl propunea nou-înființata Patriarhie și Unitate Bisericească, pe care o propunea nou-înființata Patriarhia Moscovei, este o stratagemă politică a lui Stalin. Și spunea, nu folosește bisericii la nimic să joace în această oră un patriarh Nicodim. A răspuns vizitei invitației patriarhului Moscovei, s-a dus la Moscova. Deci au existat niște încercări și Irineu Mihălcescu era dintre cei care spunea nu ne trebuie așa ceva. Deci, iată refuzul de a se lăsa manipulați politic face ca aceste figuri să fie devenite incomode, deci chiar mă refer la toate trei, la Grigorie, la Sufronu, la Irineu Mihălcescu și să fie devenite și victime predilecte ale respectivei regimi. Cu diferența că Grigorie Dascălu este trimis la Chișinău, unde trăiește în relativă libertate, se întoarce, adică persecuția e cu anumită măsură. Pe Sofronie arestează cum un om în vârstă, îl bruschează puțin, îl trimite la mănăstire, moare de inimă acolo. În cazul lui Irineu Mihălcescu începem deja cu asasinate, deci cu violență și cu arestări masive de preoți și de călugări. Deci e clar că asistăm la o creștere în violență a regimurilor dominante. Devin din ce în ce mai violente față de biserică. Dar e și cazul prea fericitului Teoctist. Vă referiți la... 90. Retragerea lui Teoctist. Da, acolo iarăși suntem într-un caz de figură puțin mai... În încheiere vreau să mulțumesc și eu autorului